Bine ați venit în bucătăria lui Adi Joe! Astăzi vom face pulpe crocante la cuptor. Pentru aceasta avem nevoie de 7-8 pulpe inferioare de pui, 150 de grame de fulgi de porumb, 2 ouă, 150 de grame de cașcaval ras, 2-3 linguri de ketchup dulce, 2-3 căței de usturoi de aspera zătoarea mică, 2 linguri de ulei de măsline, 2 lingurițe muștar Dijon, 1 linguriță cajun, 1 linguriță boia dulce, 1 linguriță fulgi de chili și sare și piper după gust. Voi pune peste ketchup toate condimentele. Le vom amesteca bine. Voi adăuga și uleiul. Pulpul este gata și îl voi turna peste pulpe. Piper. Le voi acoperi cu o folie. Și le voi pune la frigider pentru 30 de minute. Am scos pulpele de la frigider după cele 30 de minute. Și acum voi începe să mărunțesc fulgii de porumb cu mâinile. Am mărunțit fulgii de porumb și acum voi bate cele 2 ouă cu o furculiță. Puțin piper. Acum o să dau fiecare pulpă, prima dată prin ou. Cașcaval. Pe urmă prin fulgi. Vom trece iar din nou și voi proceda cu toate la fel până când le voi termina. Tava în care am pus pulpele am tapetat-o cu hârtie de copt. Acum le vom băga la cuptorul preîncins la 180 de grade pentru 30 de minute. Am scos pulpele de la cuptor. Aceasta a fost rețeta pentru pulpele crocante la cuptor. Eu vă urez poftă bună, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să urmăriți mai multe rețete accesând canalul meu de YouTube. Pa, pa!